Bună seara, Cornel. Spune-ne, te rog, cum ai început să te implici în organizarea de evenimente reggae, dancehall și cum a evoluat totul până la această petrecere pool party? Păi, când eram eu un adolescent rebel în liceu, am zis să-mi fac o comunitate reggae, un forum reggae și a venit oarecum normal. Odată cu timpul am cunoscut mai mulți oameni care vreau să se implice în organizarea de evenimente și la un moment dat, acum vreo 5-6 ani, dacă nu mă înșel, am făcut primul eveniment, Burn Babylon, în Suburbia. De atunci, la început mai rar, adică lunar, pe urmă din ce în ce mai des, am început să tot organizăm diverse evenimente pe profilul acesta, pe reggae și dancehall. Ce evenimente speciale de colecția strânsă Jarmi până în prezent? Păi sunt două serii de evenimente de care suntem mândri. Este Burn Babylon, care a fost eveniment cu concerte live și cu DJ seturi, însă accentul pus pe live acts. Blazing Vibes, care e o serie de evenimente cu frecvență săptămânală și prin care am vrut să promovăm cât mai mult în toate mediile și în cât mai multe orașe muzica reggae. Pe urmă am mai făcut diverse concerte, cum ar fi cel cu Tip Airii, am mai fost implicați în organizarea de festivaluri, cum ar fi Summer Jam, unde a venit Ziggy, Sean Price, Promo și mulți alți artiști. Million Dan a venit atunci, un show foarte drăguț. Și cam atât. Știm că petrecerile Blazing Vibes au fost organizate nu numai în București. Unde dorești să duci acest party în viitorul apropiat? Până acum am mai avut ediții în Bușteni, în Alba Iulia, Constanța, Vama Veche, Mangalia, Năvodari și sper că n-am uitat nimic. În principiu, în orice oraș, oriunde există cerere de evenimente și de muzică reggae, noi vom merge. Trebuie doar ca lumea să le ceară. Cum a fost aleasă echipa Jarmi Blazing Vibes? Cam câtă muncă se depune în spatele acestei imagini de Blazing Vibes? În acest moment se depune foarte multă muncă, deoarece avem în fiecare săptămână 2-3 evenimente. Avem de obicei în București, miercuri, în Constanța, joi și din când în când mai avem și în alte orașe din țară. Pentru asta avem 4 oameni care ne ajută și ne susțin constant, însă echipa nu pot să zic că a fost aleasă într-un anumit fel. Totul a venit spontan. Cine a vrut să se implice și să intre alături de noi în organizarea de evenimente, pur și simplu a venit și nu cred că există cineva care ar putea spune că am refuzat fără motive întemeiate o propunere. A existat vreun moment în care ți-ai fi dorit să te oprești din organizarea acestor tipuri de evenimente? Nu, pentru că până acum efortul mi-a fost răsplătit și nu văd de ce m-aș opri. Probabil va veni o vreme, atunci când vârsta se transformă în etate, este posibil să mă opresc. În privința publicului care ia parte la petrecerile Blazing Vibes, frecventează persoane care au fost acolo din prima zi, de la prima ediție, sau familia Blazing Vibes s-a reînnoit? Există un segment de oameni care de 3 ani de când facem, aproape 3 ani de când facem acest eveniment, vin regulat. Există însă în fiecare an, cu fiecare sezon, un anumit procent care se schimbă. Și e normal, pentru că oamenii au viața lor, între timp se angajează sau nu mai lucrează sau nu mai au timp pur și simplu să vină, pentru că noi avem evenimente
miercurea, în timpul săptămânii, când nu e accesibil chiar tuturor să vină. Din punctul de vedere al muzicii pe care o propui la party-uri, știm că ești mai apropiat de dancehall. Ce înseamnă pentru tine acest gen muzical, cam cum l-ai descrie? Îmi place într-adevăr foarte mult dancehall, însă îmi place muzica reggae în totalitatea ei. Îmi place și dub, îmi place și roots, și new roots și în general toate genurile de muzică reggae. Pun mai mult dancehall la party-uri, tocmai pentru că acesta din toate stilurile de reggae mi se pare că se pretează cel mai bine pentru un party. Este muzică de petrecere și atâta. Ce artiști internaționali ai dori să vezi live în concert? Pe toți. Pe toți, nu, orice artist reggae vine în România e un plus pentru mișcarea reggae și prin asta salut inițiativele din ultima vreme cu Rodigan, cu va veni Junior Marley în august, a fost Albo Rosy, cred că se merge pe o direcție bună. Însă doar concerte fără party-uri săptămânale și fără o activitate intensă de clubbing pe segmentul ăsta de reggae nu cred că poate să susțină mișcarea. Doar concertele nu pot să susțină mișcarea, însă îi pot da un impuls. Există vreo șansă ca Jarmy să aducă în România un artist internațional dancehall? În viitor apropiat nu, tocmai pentru că ne-am axat pe organizarea de petreceri cu DJ, cu Selecta și nu pe organizarea de concerte. Însă nu e exclus ca peste o anumită vreme să avem și artiști dancehall aduși de Jarmy în România. Ce face Cornel Moraru când nu se ocupă de muzică? Câteodată dorm. Și în general pasiunea mea principală în afară de muzică e filozofia, așa că dacă mă suni sunt șanse foarte mari să mă găsești citind sau făcând ceva legat de muzică. Un mesaj pentru zona reggae și ascultătorii de reggae din România? Continuați să ascultați muzică reggae, urmăriți evenimentele reggae din orașele voastre și susțineți-vă artiștii locali. Mulțumim frumos! Hai la party! Ninja mana ninja mina honda mina yama ninja mana ninja no suzuki no katana ninja mana ninja me no police me no soldier me the general me ya no push over run mana sprinter say ya like the runner them a Kenya they are from the start to the business ya the mayor man on a tar bro tribe up in the vampire player take the experience when me got under me banner no for them a chatter man a bend them like a color no for them a peep up like a aquabat and burger me true to the game man no new to the game some boy a run long ivory and them can't get no flame now drop out like no punk and me still like a shawling boom long time me bust my man on a boom me rooted like a tree stump now drop out like no punk and me still like a shawling boom.